Contra politicele la ședința solemnă a Parlamentului dedicată centenarului, președintele Klaus Iohannis a criticat majoritatea PSD-ALDE, despre care a spus că s-a îndepărtat de interesele românilor, având abordări populiste și manipulatorii care au semănat discordie. Doamnelor și domnilor parlamentari și guvernanți, ascultați vocea românilor, recuplați-vă la interesele naționale, ridicați-vă la demnitatea centenarului și nu îl dezonorați. Este încă timp să reveniți asupra unor legi care nu au nici susținerea oamenilor și nici nu corespund standardelor europene de drept. Nu puneți în joc tot efortul și sacrificiile românilor pentru care sunt atât de respectați în Uniunea Europeană. Nu faceți rău societății românești, mergând mai departe cu legea ale justiției și cu modificări ale codurilor penale care sunt incongruente cu o democrație veritabilă. Nici cei de la putere nu s-au lăsat mai prejos, chiar dacă au încercat să mascheze din critici prin apeluri populiste la unitate. Noi, ca oameni politici, avem datoria să ne comportăm ca adevărați români. Suntem oameni politici, e adevărat. Ne aflăm într-o competiție internă permanentă. E firesc, pentru că așa funcționează democrația. Ne criticăm, ne atacăm, iar din păcate uneori mergem prea departe. Să fim patrioți în primul rând când ne raportăm la interesele majore ale țării noastre. Să fim români adevărați, uniți în promovarea națiunii noastre. Adresez un mesaj de pace politică și către președintele României, domnul Klaus Iohannis. Așa cum am spus, de-a lungul întregului meu mandat, am convingerea că, indiferent de mizele politice sau electorale pe care le avem în față, în calitățile oficiale pe care le avem, ca prim-ministru sau ca președinte, avem datoria de a coopera, de a colabora între noi. Este o datorie dincolo de orice miză personală. Este o datorie față de români și față de România. Este momentul să ne bucurăm de consens, de liniște, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Dincolo de discursurile sfărăitoare, disensiunile dintre cele două palate continuă. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că nu va participa la recepția oferită de 1 decembrie de Klaus Iohannis și președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au precizat că vor lipsi de la acest eveniment.